Primarul municipiului Motru, Gigel Gianu, oferă recompensă pentru a scăpa de câinii vagabonzi din localitate. Edilul spune că a adunat sute de patrupede din localitatea care este cât un cartier al unui oraș mare. Cu toate acestea, animalele fără stăpân tot apar pe străzi. Gianu are și o teorie. Câinii sunt aduși din alte localități de cei care încearcă să scape de povara lor. Primarul spune că a încercat mai multe metode pentru a scăpa de câinii vagabonzi, reușind chiar să dea spre adopție în străinătate peste 200 de animale. Parcă numărul câinilor fără stăpân rămâne constant. Asta înseamnă că cineva aduce mereu câini în Motru. Au văzut că eu rezolv problema sau am soluție și mereu ne aduce câini în oraș. Dacă până în 2016, în 2016, chiar dacă aveam un adăpost de câini, nu exista, nu se ridicaseră câini din oraș, în mai puțin de 2 ani am luat peste 300 de câini din oraș, câini care au fost adoptați în străinătate, pentru că, repet, am mai spus-o, am luat legătura cu peste 40 de asociații de protecție animalelor din Europa. Le-am spus care este problema noastră, că avem foarte mulți câini fără stăpân și pentru a evita eutanasierea am propus să ne ajute să îi dăm spre adopție. Văzând că maidanezii sunt în număr inexplicabil de mare în oraș, în ciuda eforturilor de a-i aduna, Gigel Gianu a hotărât să pună recompensă pentru a-i prinde pe cei care i-ar aduce câini în oraș cu mașinile din alte localități. 5.000 de lei este dispus să ofere primarul, oricui îi aduce dovezi. M-am gândit la o modalitate de a recompensa pe cei care ne aduc dovezi, ne aduc imagini sau dovezi palpabile, să prindem pe cei care aduc câini în oraș. Și atunci cel care ne aduce dovedă va fi recompensat destul de bine, iar cel care face acest gest va răspunde conform legii, chiar cu acțiune penală voi face. Autoritățile din Motru au înființat un adăpost pentru câini, însă acesta nu mai face față numărului mare de patrupede care circulă libere pe străzi.